se spun lui Ienușă, fiindcă eu mă port frumos și la noi ea n-are rost. Și-a dormit ea liniștită, iar ruga ei smerită a fost grabnic auzită chiar de Dumnezeu din cer. Și-a trimis drept mesager pe Sfântul Moș Nicolae drept la dânsa în odaie. Și înghetuțele curate începutau să se arate, jocuri, sneakers și baloane, turtă dulce și bomboane, iar alături 5 cuvinte. Nu uita să fii cu minte. Dar acum vă spun și vouă, dragi copii din lumea nouă, să fiți buni, ascultători, credincioși și silitori, că Moș Nicolae bunul nu vă uită pe nici unul. Am rostit, am zis această poezioară pentru că dorim concertul din această seară să fie răspunsul moșului sau a Sfântului Nicolae la rugăciunea fetiței. Veți vedea în seara aceasta și veți asculta oameni deosebiți și care au reușit prin muncă deosebit de minuțioasă să se pregătească și să ajungă pe culmile, n-aș zice, a gloriei, a undeva, din punct de vedere profesional, foarte sus. Aș dori să aplaudați intrarea în scenă a domnișoarei Valentina Dascălu. Care are origini rădăuțene și care este soprană, face studii de specialitate, deci conservator undeva la Paris, cred, chiar acolo. Și în seara aceasta va fi împreună cu duo pianistic Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu. Oameni nu doar așezați la pian, ci așezați frumos, gospodari la horodnicul de sus, după multe concerte, festivaluri și prezentări pe mari scene din țară și din lume. Și alături de dumnealor o să fim și noi cei câțiva leontini, zicem noi, Corala Sfântul Leontie. Gândindu-se această inedită combinație, cu speranța că nu veți avea timp să vă plictisiți. Și ca să nu mai lungesc, că deja am fost foarte lung, o să vă rog să îmi dați voie să citesc cam ce se va întâmpla în prima parte a concertului. Vom explora mai întâi fascinantul univers bachian, pasionat și echilibrat, plin de fervoare creștină și generozitate umană, trăind în permanentă comuniune cu divinitatea. Bach și-a închinat viața și opera Creatorului Divin și celor mai înălțătoare idealuri pentru desăvârșirea umană. Din creația sa vom interpreta cantata Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, în română timpul lui Dumnezeu este cel mai bun timp, cunoscută și sub denumirea Agnus Tragicus. Iar a doua cantată este Gottes Zeit ist die... Nu, e aceeași cantată, care
E o cantată sacră timpurie din creația lui Bach, cu text inspirat din surse biblice, din Vechiul și Noul Testament. Bach pune în contrast ideea morții pământești cu aceea a mântuirii. Cea de-a doua lucrare din creația lui Bach, Alle Menschen müssen sterben. Toți oamenii trebuie să moară. Datează din anul 1714. Coralul emoționează prin delicatețea înserării un mesaj optimist de speranță pentru înviere și a existenței vieții de apoi. Părăsim zona cultului romano-catolic, pășind pe tărâmul spiritualității ancestrale românești, oferindu-vă în partea a doua o serie de colinde românești menite să vă introduc în atmosfera sărbătorilor ce se apropie și pe care le așteptăm cu atâta drag. Astfel veți avea ocazia să ascultați o suită de colinde, Se preumblă Maica Sfântă, Noapte de Crăciun, O ce veste minunată, Sculați gazde, nu dormiți, Ziurel de zi, în interpretarea, deja am spus, a domnișoarei Valentina Dasculu și a coralei Sfântul Leontie, desigur, alături de Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu. V-am plictisit deja foarte mult, mă iertați, încerc să-mi iau locul acolo și să ascultăm cu inima plină de emoții. Thank you.
Sanctus est, hodie salvatoria famarui, gloria in excelsis Deo. Thank you.
scaun și pornire, mergând după rază, pe Hristos în față, pe Hristos în față. La Hristos, thank you.
Thank you.
Thank you.
că astăzi sare în sara mare Domnul din cer născare. De Crăciun ce mare sărbătoare! Ieslea i-a fost legănel, colo în jos la Betleem. Sus, boieri! Deschideți ușa, că Maica Sfântă s-o pornitul lerului mărului să șade la masă întinde acușica. Floricica o vedea, Maica Sfântă în calea sa, mândră ca o stea îi grăia. Ți-l aduc pe Dumnezeu. Și la poartă, la Ștefan Vodă, după datin colindăm. Moș Crăciun cu tolba-i mare, împrăștie la fiecare, pace pe pământ. Thank you.
Florile dalme, florile
florile d'albe, florile d'albe, florile d'albe, la mulți ani! Oh.
Domnule, lui Doamne, vremea e să vă gătiți, ole lui Doamne, casa să vă măturați, ole lui Doamne, masa să vă încărcați, ole lui Doamne, casa să vă măturați, ole lui Doamne, masa să vă încărcați, ole lui Doamne. Măturiți casa seara, ole lui Doamne, și șerța imediară, ole lui Doamne. Să așteptăm pe Domnul Sfânt, ole lui Doamne, ca să fie pe pământ, ole lui Doamne. Și se veselesc la masă, să ne dea Hristos de toate, bucurie, sănătate. Sus voie numai dormiți!
Astăzi s-a născut Iisus Hristos. Astăzi s-a născut Iisus Hristos. Fiul prorociei, prorociei veci mă, și veci mă, și veci mă, și veci mă, dacă a venit, ne-a mântuit. Dacă a venit, ne-a mântuit. Lumea minunată, să lăudăm, să lăudăm, și alerui Doamne, de uimărului, și alerui Doamne, de uimărului. Tatăl a păzit Fiul iubit. Tatăl a păzit Fiul iubit. Să vă bucurați și să lăudați și alerui Doamne, uimărului, și alerui Doamne, uimărului, mărului, mărului, mărului. Îți aduc inima mea.
Ne va cinsti, ci după.
Oh.
pământ. Din Maică Fecioară un prunc prea sfânt. El este Mesia cel mult vestit, El este Mesia cel mult dorit. Ai Mary, ai Mary, ai Mary, ai Mary, ai Mary, că-i Domn din cer. Să slăvim la Betleem pe Fiul, pe Omul. Să slăvim la Betleem pe Domnul și Domnul. Să rugăm de sănătate, doar de bine să avem parte, anul nou cu spor în toate leuile. Să rugăm de sănătate, doar de bine să avem parte, anul nou cu spor în toate leuile. Să rugăm de sănătate, doar de bine să avem parte, anul nou cu spor în toate leuile. Să rugăm de sănătate, doar de bine să avem parte, anul nou cu spor în toate leuile. Dar și așa e târziu. Acum vă rog să mă lăsați să fac o mărturisire și să mă și iertați după ce mărturisesc, așa e la noi, știți cum e. Mărturisești și ți se iartă. Când am venit în seara aceasta cu inima cât un purece, am zis, șansa noastră va fi că în sală nu vor fi mai mult de 30 de oameni și ne-am scos. Pentru că am avut oarecum puțin timp să repetăm împreună. Și acum am sesizat cam ce lipsește corului nostru, corala Sfântul Leontie. Un pian cu asemenea profesioniști. Și o soprană, ca să nu mai... Să nu mai scădem tonurile. Și poate așa ar fi fost, ar fi și Ovidiu mulțumit. Oricum, bucuria cea mare a fost că ne-au făcut părtași împreună acești oameni la, am zis eu la început, emoții. Eu nu știu cum le-ați simțit dumneavoastră, dar mie maică mi-ar tremura și glasul. Că am simțit mult, văzând chipurile lor, văzând pasiunea și gândiți-vă cât amar de sacrificiu și de muncă la un asemenea nivel să ajungă. Și le mulțumim că au dorit și
nu s-au sfiat să fie alături de preoți care, știți, noi preoți, mai cu Doamne ajută, mai cu așa, cântăm și noi cum putem. Nu suntem atât de grozavi. Să rămână și vă așteptăm și cu alte ocazii. Partea a treia și cea din urmă va reprezenta în continuare o excepțională panoramare, da? Ale celor mai diverse orientări stilistice privind prelucrarea colindului românesc, având ocazia să ascultați În coliba întunecată, Triptic de colinde, Moș Crăciun, Bună dimineața și Plugușorul. Și înainte de a reîncepe, vă rog să-mi permiteți să amintesc și partenerii media din această seară, Radio Iași, Radio Viva FM, Bucovina TV, Rădăuț Ziar, publicație online, care face o transmisiune live, și Monitorul de Suceava. Le mulțumim că ne-au dat șansa să fim pe media. Audiție plăcută! Oh,
sunt mindașa moșoșu, bună dimineața la moșoșu. Mâine seara lui Crăciun, lui Crăciun celui bătrân. Mâine seara lui Crăciun, bună dimineața la moșoșu. Oh,
mulți-a-ntrăiască, mulți-a-ntrăiască, mulți-a-ntrăiască. Acum chiar ar trebui să mă pun în genunchi înaintea dumneavoastră, că ați fost deosebiți, ați apreciat momentul și vă mulțumim din suflet. În primul rând că ați reușit să ajungeți, am semnalat discretă prezența părintelui nostru protopop aici în față și probabil ca să nu mai supăr pe nimeni, fiecare dintre dumneavoastră sunteți special și așteptați cu nerăbdare nașterea Domnului Moș Crăciun și toate cele cu bucurie. Îi mulțumim inițiatorului sau inițiatorilor. Probabil împreună au gândit acest moment, cred că a fost reușit și sperăm ca sărbătoarea care vine să vă găsească cu inimile pline, în care noi am picurat un strop din ceea ce am putut da cu toată dragostea. Să rămână sărbători cu bine!